În acest sezon al Ligii Naționale de Basket Masculin, Steaua București joacă meciurile de pe teren propriu cu sala plină. Indiferent de adversar, sala Mihai Viteazu din București este neîncăpătoare, iar printre suporterii fideli se numără și Sorin Ardelean, fosta mare glorie a clubului roșalbastru. Pivot de mare valoare, Sorin Ardelean a câștigat 8 titluri de campion al României cu Steaua București, iar în 2016 tricoul său cu numărul 5 a fost inclus în Hall of Fame-ul clubului. Prezent și la victoria de săptămâna trecută a Stelei 94-81 cu BCMU Pitești, Sorin Ardelean a acordat un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV. Domnule Sorin Ardelean, cum vi se pare această nouă echipă a Stelei? Este o echipă tânără, cu dorință de victorie. Încă nu sunt sudați, se vede că mai trebuie să lucreze la partea asta, însă sunt capabili de rezultate mari. Urmează derbiul Steaua Dinamo. Ce amintiri aveți de la aceste partide? Sunt amintiri plăcute, sunt momente pe care orice sportiv și le-ar dori și nu pot să zic decât hai Steaua. Un meci anume împotriva celor de la Dinamo de care vă aduceți aminte cu drag? N-aș putea să spun un singur meci. Sunt multe meciuri în care am avut parte de victorie. Practic toate meciurile, indiferent că am reușit să înfrângem sau am pierdut, au fost niște meciuri de care ne amintim cu plăcere. Ce pronostic ne dați pentru meciul de etapa următoare cu Dinamo? Steaua victorioasă, clar.